pe care o va forma pentru Consiliul Local Preșmeni, vom putea câștiga alegerile. Dar mai multe cuvinte o să vă spună dumnealui și să vă prezinte și echipa și problemele din Preșmeni și câteva cuvinte despre dumnealui. Da, mulțumesc. Numele meu este, după cum bine v-a zis, domnul președinte Mihai Costel, Popa Dan Cătălin, am 29 de ani. Sunt din Prejmer, născut în Prejmer, un prejmerian de la A la Z. Mai mult decât atât, din 2012 sunt consilier local, cel mai tânăr consilier local al Administrației Publice Locale Prejmer. În decursul timpului am avut ocazia, împreună cu colegii, să investim și să aducem gradul de confort al localității, să ridicăm la un nivel cât mai ridicat. Am avut investiții importante în comuna Prejmer pe apă canal, din păcate nefinalizate momentan, dar în curs pe desfășurare. Mai mult decât atât, s-au făcut investiții importante pe partea de infrastructură supraterană, pe domeniul, pe partea de asfaltări, podețe, ricole. Bineînțeles, termenul a fost scurt și încă mai avem de lucru. Din punctul meu de vedere, candidez, sau misiunea mea, este de a aduce o schimbare în clasa politică locală. Sunt înconjurat de o echipă de oameni capabili, oameni profesioniști, oameni care nu au avut tangențe până acum cu clasa politică, oameni care vor schimbare, dar în același timp, și fac o paranteză, vrem și continuitatea proiectelor în Comuna Prejmer. De altfel, vreau să subliniez faptul că Comuna Prejmer este cea mai mare comună din județ, cu importanți investitori, cu un parc industrial foarte mare care aduce, care creează foarte multe locuri de muncă și de an la an aduce avantaje și beneficii comunității. Iar pe perioada de 4 ani, ca și proiect și program politic, lucrăm acum la partea socială, unde ne dorim ca tinerii și viitorul comunității să fie încurajat prin programe de after school, crearea de creșe, de condiții, grădiniță, program prelungit. Cam atât am avut de spus.